Aproape 2 milioane de lei au fost alocați anul trecut din bugetul statului pentru deplasările de serviciu în străinătate ale deputaților și angajaților secretariatului Parlamentului în doar jumătate de an. Datele au fost prezentate de Asociația Promolex, care precizează că cheltuielile suportate sunt în continuă creștere. Mai exact, potrivit experților, anul trecut deputații au efectuat 161 de vizite peste hotare, iar cheltuielile au depășit 4,3 milioane. De lei. În 2022, însă, aleșii poporului au fost delegați 94 de vizite, iar bugetul alocat a fost de peste 1.800.000 de lei. În 2023, cele mai multe vizite au fost efectuate în SUA. Într-un comunicat emis de Promolex, se spune că în semestrul 2 al anului 2023 au fost emise în total 82 de dispoziții de delegare în deplasare. În scopul onorării invitațiilor din bugetul Parlamentului au fost cheltuiți 1,9 milioane de lei. În cazul a 41% din deplasări, costul integral sau parțial al acestora a fost achitat de organizatori. Prin urmare, cheltuielile totale pentru deplasările în interes de serviciu în străinătate ale deputaților și angajaților Secretariatului Legislativului au fost mult mai mari. Potrivit asociației, 67% din totalul cheltuielilor au fost efectuate pentru deplasările de serviciu în străinătate ale deputaților fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, 27% pentru cele ale personalului Secretariatului Parlamentului, iar 6% pentru deplasările deputaților din fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Similar, perioadei anterioare de monitorizare se constată că deputații independenți și cei neafiliați nu au avut nicio deplasare de serviciu în străinătate, menționează Promolex. Experții susțin că cea mai mare parte a cheltuielilor efectuate au fost pentru achitarea diurnelor persoanelor delegate, 43,6%, pentru transport 39,2% și pentru serviciile de cazare 21,7%. Conform datelor, deputații din fracțiunea PAS dețin atât topul deputaților cu cele mai mari cheltuieli pentru deplasare cu Igor Grosu, lider al topului, cât și topul deputaților cu cele mai mici cheltuieli pentru deplasări cu Petru Frunze, lider al topului. Promolex mai afirmă că din totalul celor 82 de dispoziții de delegare în deplasare analizate, deputații fracțiunii PAS au fost delegați în 66% sau 54 de deplasări, angajații secretariatului Parlamentului în 49% sau 40 de deplasări, iar deputații fracțiunii BCS în 9% sau 7 deplasări. Numărul deplasărilor mixte, adică deputați delegați din ambele fracțiuni parlamentare, a scăzut de la 10 deplasări la 6 deplasări. În funcție de destinația deplasărilor de serviciu în străinătate, cele mai multe au fost efectuate în SUA, 7 la număr, 6 în Belgia, 5 în România, iar câte 3 deplasări în Franța, Austria, Cehia, Germania și Italia. În Georgia, Danemarca, Norvegia, Spania, Finlanda, Lituania, Polonia și Serbia, deputații au avut câte 2 deplasări, iar în Estonia, Japonia, Marea Britanie, Suedia, Țările de Jos, Croația, Grecia, Macedonia de Nord, Irlanda, Portugalia, Slovacia și Israel câte o deplasare. 63% din totalul deplasărilor au fost în scop de participare la diverse evenimente regionale și internaționale, iar 37% au fost vizite oficiale de studiu și de lucru. Potrivit asociației, în total, în 2023, deputații au efectuat 161 de vizite peste hotare, iar cheltuielile au depășit 4,3 milioane de lei. În 2022, aleșii poporului au fost delegați în 94 de vizite, iar bugetul alocat a fost de peste 1.800.000 de lei.